Domnilor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. astăzi vom discuta despre politică. Politica este cea care intervine în toate domeniile vieții noastre. Despre ultimele noutăți din politică discutăm astăzi cu domnul Traian Dobre, președintele Asociației Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Iași. Bună ziua, domnul Dobre, bine ați revenit în platoul noastre. Să rămână și bună ziua. Uh, Într-adevăr, politica intervine în toate aspectele vieții noastre. Nu avem ce face, uh, trăim cu politică, ne hrănim cu politică, pentru că și în economie, și în. Cu din politică, cu da? Un din politică, pentru că, iată, bine zis, suntem hrăniți. Suntem hrăniți. Iată că uh, situația se schimbă de la o zi la alta. Săptămâna trecută, uh, Ludovic Orban a depus a doua plângere penală împotriva unui ministru din cabinetul uh, premierii Dăncilă. Săptămâna asta a venit decizia Curții Constituționale a României prin care președintele Claus Iohannes este obligat să o demită pe Codruța Coveșii. Cum, 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 apreciați această decizie a Curții Constituționale? Asta în primul rând, pentru că imediat după aceea am să vă întreb și ce trebuie făcut mai departe. Haideți să o iau și eu în ordinea mea. Dumneavoastră, dumneavoastră da. și eu, publicul s a obișnuit. În primul rând, stimați telespectatori, bine v-am regăsit. Nu ne-am văzut cam de multă vreme și cu această ocazie vreau să doresc copiilor din România și din toată lumea să fie fericiți alături de părinții lor. Așa este. Să fie fericiți copiii împreună cu părinții și părinții cu copiii și cum vreți să doresc, familia, familia tradițională românească și... Această sărbătoare, dacă e să facem o mică istorie, la 1925, o conferință pentru protecția copiilor, e un prim semn, de la Geneva, după aia, în 1954, adunarea generală a ONU, care consfințește această zi de 1 iunie pentru a sărbători ziua, ziua copiilor. În rest, sunt diverse metode de a, săr de a sărbători copiii în diverse state, pentru că da. nu toată lumea respectă această rezoluție a ONU. Revenind la ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră, sunt uh, politicieni care caută să-și facă campanie permanentă, lovind la vârf. Vă dați seama. E greu ca nici ca nimeni sau nu știu un păduche să înceapă să deranjeze un elefant. Poate să încerce, dar în clipa a doua este strivit. Dacă elefantul este în funcție, dacă e pe linie moartă, e cu totul altceva. E cu tot altceva da. da. În aceste condiții eu vă răspund un lucru. Tot, toată campania mediei, tot ce este cel mai important în România este statul de drept cu respectarea legilor care sunt. O lege poate să fie bună, foarte bună sau de ce nu depășită. Caducă pentru că timpul a trecut peste ea și într o lege corectă a devenit o lege inaplicabilă. Dacă Constituția României prevede un lucru. Și dacă Curtea Constituțională a luat o decizie, nimeni nu este mai presus de lege, pentru că în aceste condiții, dacă vreo persoană, indiferent de rang, nu ar respecta legea, România ar deveni un stat neguvernabil, ar deveni ha un haos. Un haos. Și cu asta, te rog frumos, hai să punem punct, avem atâtea subiecte de Or discutat. Corect. Nu, no, nu, no. încă o da. mică întrebare pentru că Partidul Național Liberal, prin vocea liderilor, i-au sugerat președintelui Claus Iohannes să demareze procedura pentru un referendum privind decizia Curții Constituționale. Vi se pare normal, asemenea lucru, o decizie a Curții Constituționale, eu zic că e... Nu știu, nu, oricum nu mai poate fi atacată adică, ieri, din momentul în care este publicată în monitorul oficial, ea devine literă de lege. După spusele presei și din anumite Discuțiile mele cu anumite persoane, din uh, întâmplător din conducerea PNL-ului, pnl, -ului, uh, PNL nu prea și a, asumă acest punct de vedere. Probabil a, președintele, spus, spus, președintele, președintele și-a <coughs> asumat acest risc, nu știu, probabil în urma unei discuții și a unei promisiuni. Dar astea sunt alte lucruri. Asta este politica din spatele ușilor bineînțeles închise, nu deschise, politica netransparentă și n-aș vrea să fac confirmații și o să greșesc. Da. Bun. Tot săptămâna aceasta, doi parlamentari PSD și-au anunțat demisiile din partid, au trecut, au devenit parlamentari neafiliați. Unul dintre ei chiar a anunțat că a ajuns la noua formațiune politică pro-România. În același timp, deci Partidul Social-Democrat a pierdut doi parlamentari, dar în același timp patru parlamentari de la Partidul Mișcarea Populară și au anunțat demisia din PMP și a adeziunea către PSD. Cum puteți interpreta acest lucru? Slăbește sau se întărește Partidul Social-Democrat? Partidul Social-Democrat este un partid puternic. În primul rând că reprezintă o doctrină care există în toată lumea și care, fără de care nu se poate, deci... N-ar opoziția acestui capitalism care are efectele lui. Capitalismul duce la îmbogățirea un număr, unui număr cât mai mic din ce în ce mai mic și cât mai mare și sărăcirea unui număr cât mai mare din ce în ce mai mult. Astea sunt, capitaliștii fac activitate pentru a obține pentru profit. profit. Și cu Clar. asta basta. Da, asta este o rânduire. Acest lucru nu poate să se ducă decât, nestăpânit fenomenul acest raport, poate să ducă la, în final, la niște revolte sociale. Nu întâmplător, anumite țări care au o bogăție extraordinară au și o protecție și un nivel mediu de de salarizare destul de ridicat. Mă refer în special la țările nordice, unde da. munca este cât mai mică și banii sunt cât mai mulți. Numai că, stimați telespectatori, să nu ne molipsim de la ei și să credem că, că asta e normalitatea, pentru că nu, nu ne dă nimic. Noi avem, suntem o țară bogată și ne place să spunem, dar bogăția aia trebuie să o scoatem, da. resursa naturală, să o prelucrăm, să ne băgăm toată mintea și toată munca în ea, să o valorificăm superior și atunci putem spune că am obținut un venit, un plus produs, un profit cu care putem trăi mai bine. Știți de ce bine. zâmbesc acum? Pentru că a spus că, domnule, în țările nordice muncă mai puțină, dar salariu mai mare. La Pentru noi munca... că resursele sunt Dar da. Da. Și la noi munca e mai puțină, că au fost atâtea sărbători și atâtea zile libere. Asta este o, o, o greșeală o Era necesar la un moment dat să întâmple lucrul acesta, pentru că doar ridicând putem ajunge ca nivel pe celelalte țări din Uniunea Europeană, numai că ar fi trebuit ca în același timp și proprietatea privată producătoare de bunuri să poată, nu că n-ar vrea, să poată să crească productivitatea muncii la așa nivel încât să dea salarii comparabile cu cele de la stat. Și în aceste condiții ar fi fost excepțional. Numai că pe primele câteva luni, patru luni anul ăsta, -au, au trecut în insolvență vreo 3.000 și în faliment vreo aproape 13.000, 12.500, nu știu cât. Și ra, rata de creștere a insolvenței și a falimentului, acest proces este în În luna, mai, în creștere, în luna da? mai, Institutul Național de Statistică a zis că peste 6500 de agenții economici și-au încheiat activitatea în lun într-o lună, în luna Ei, mai, luna mai e a 5, -a, eu spuneam pe 4 da, luni. Deci o, este, da. este creșterea este acestor de insolvențe și falimente arată că este greu, este foarte greu. Sincer să fiu, și astăzi am primit impozitarea pe, pe clădiri, pe pământ, pe mijloace de transport, pe publicitate. Și când m-am uitat uh, jos, aproape un miliard de lei vechi. E greu să faci un miliard Na, de lei Aici tot politica intervine, pentru că vrând nevrând și activitatea economică este legiferată de către parlamentari. Uh, creșterea salariilor din domeniul public a fost o decizie a <coughs> Partidului Social-Democrat tocmai pentru a, e așa au susținut, domnule, ridicăm salariile bugetarilor ca să ajungă la același nivel cu cel din mediul privat. Nu. Nu există așa. Nu. 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 În mediul privat, salariul nu, nu poate, fi, dat decât în corelare cu producția exact, de de unde? Exact. Acolo faci bani, îi ai. Dar împarți. O parte pentru investiții, o parte pentru impozite și taxe, o parte pentru salarii și dacă îți mai rămâne și ți O ceva materia primă ori... ca să continui tot ce trebuie de producție, da. producție. Am dat câteva elemente care hmm. deranjează. Materia primă nu o ai, nu o produce, da? Mai, și forța de muncă a specificat-o pentru că e, dorința de plata forței de muncă și ap, muncă și este absolut normal, este din ce în ce mai mare. E, forța de muncă a cam dispărut după piața românească și atunci singura metodă de a-i mai ține cât de cât este plața. Da, e clar. E, Și vreau să vă spun că românii vor să se întoarcă acasă. Românii vor să se întoarcă acasă. E, la un 500 de euro pe, pe lună 500 de, ei, de euro net. 500 de euro pe lună, încă o dată, bani pe care să ia salariatul, ei câștigă mai mult decât acolo. Dar, Asta dar, sunt spusele. Dar, 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 Asta nu, nu sunt spusele mele, Ale ci sunt minor. spuse a celor care românilor plecați. Cât plătește angajatorul pentru 500 de euro care îi dă angajatorului? Cât încă plătește vreo statului? Încă vreo 3, 400 depinde. Și. Atunci, angajatorul cu ce mai rămâne? Că el ar vrea să dea salarul mare, pentru că da. are nevoie de oameni și forță calificată se, de muncă. Se, da? speră că, se speră că românul este inventiv, că îi funcționează mintea, că va găsi soluții. și <laughs> să așa încalce mai legea poate. sau ce? Nu să încalce nu, legea. Nu, nu, doamne. nu. -se. se poate merge pe ideea păi de încălcare vreau... Există această prezumție de nevinovăție. Și dacă da. există prezumția de novăție, nu trebuie să existe cătușe, nu trebuie să existe nimic. Corect. Da? Corect atât timp cât o instanță nu și-a spus, nu și-a dat hotărârea, nu și-a dat verdictul într-o speță, nimeni nu este vinovat. Obligator. Asta este fără doar și parte. Vreau să vă adresez o întrebare legată tot de partea de influența politicului în economie, pentru că discutam mai înainte despre salariile care trebuie să le dai unui adevărat meserie, unuia care știe meserie și care poate să-ți aducă plus valoare la, la ceea ce faci. Dar care credeți că ar fi, că ar trebui sau ce ar trebui la ora actuală actualii guvernanți să ia în calcul sau ce lege ar trebui să dea astfel încât și mediul privat să poată oferi angajaților salarii cât uși de cât, uh, apropiate față de ale bugetarilor. Dragul meu, și astăzi mediul privat oferă salarii bune. Și astăzi, în condițiile în care ne plângem și avem și motive să ne plângem. Pentru că dacă nu ar fi oferit aceste salarii, oamenii nu-ți mai rămân. Deci un echilibru relativ este și astăzi. Ar trebui, cumva, nu pot să spun, pentru că n-am exact... Nu sunt ministru de finanțe să știu fiecare bucățică cum... cum. dacă s-ar găsi și poate putea fi ajutat ce mai privat, printr-o ușoară relaxare a impozitelor și taxelor și atunci dincolo măream salariile, dincolo ce relaxam mai puțin decât fiscalitatea. Relaxam fiscalitatea și atunci produceam un echilibru între mediul privat și mediul de stat. După aceea este strigător la cer povestea cu aceste zile libere. Fără, dumne, nu poți trăi fără muncă. Și munca este izvorul și al bunătății și a tot ce vrei. Este, este viața. Muncă înseamnă egal, identic. Puneți așa trei linioare orizontale. Identic, egal, da. Așa și este cu viața, ta munca. Și fără muncă nu poți trăi. Nu nu, știți? nu, nu dau extremele societății alea, se ocupă puștăriile, justiția da. de ei. Nu, nu a, știți de ce v-am întrebat? Pentru că de curând, zilele trecute, ieri sau altele, dacă nu mă înșel, a fost făcut un top al orașelor din România, în ceea ce privește numărul de oameni care au salarii de mai mari de 1000 de euro. După București, Cluj, Timișoara, și este pe locul 6. Al șaselea loc în această ierarhie. Da, e normal. Dar... Dacă dar ar fi, ar fi normal. Nu, dar... Foarte mulți din cei care au peste 1000 de euro salariul lunar sunt din mediul bugetar. Adică, mă așteptam să fie 50%-50%. Nu. Diferența este net în favoarea bugetarilor. Yeah. <laughs> Bugetari sunt aproape un milion și jumătate. Bugetari. Le spun care sunt bugetare. Nu, 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 nu. Nu le mai spun, bun, da? la, la o populație a uh, iașului de de... Cert este că, dacă luăm uh, cheltuielile cu salariile a bugetarilor, în mod sigur, n-am făcut acest calcul, este mai mare decât un milion jumate, este mai mare decât cele restul 4 milioane. Da, dumneavoastră vreți să spuneți: Cheltuielile care se fac cu bugetarea, acel un milion și ceva de bugetare, sunt, sunt mai mari decât erat, restul, restul, restul celor care lucrează în Păi un lucru care, care nu e bun. Nu e bun. Da. Bun. Mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiune. Doamnelor și domnilor, suntem la finalul ediției de astăzi. Politica la zi, politica aceea care ne influențează toate aspectele vieții. Politica este ceea ce, până la urmă, ne, ne, ne guvernează viața. Dar noi suntem în stare să schimbăm cei care fac politica. Stă în puterea noastră, Așa, asta înseamnă democrația. Până data viitoare, cele bune, la revedere.